Ora 7, doamnelor, domnilor, bună dimineața, sunteți pe B1 TV, începem cu principalul subiect al acestei dimineți. Este alertă în Dolj după ce o fetiță a dispărut luni din fața locuinței unde se juca cu mai mulți copii. Peste 100 de oameni, polițiști, jandarmi, pompieri și voluntari din localitatea doljeană Breasta au căutat-o fără încetare, însă fetița a fost de negăsit. La căutări a fost folosit inclusiv un elicopter Smurd, dar și 8 câini pregătiți special pentru astfel de intervenții. Dispariția micuței a fost semnalată de un vecin de-al familiei care a sunat la 112 în momentul în care a realizat că fetița plecase din zona în care se juca cu alți copii și nimeni nu știe nimic de ea. Din spusele rudelor, Raisa se afla în fața casei împreună cu mai mulți copii, iar într-un moment de neatenție al adulților, cea mică a dispărut fără urmă. Aceștia au intrat în panică după ce au căutat-o zeci de minute pe fetiță în zonele apropiate de casă. Totuși, polițiștii iau în calcul și o altă variantă. Potrivit acestora, Raisa ar fi ajuns pe câmpul din spatele casei după ce a trecut printr-o zonă a curții unde gardul este rupt. O iubesc de moarte, că e un copil fenomenal. Unul la 10.000 de copii, așa ce am avut eu. Deci era fata mea. Nepoata la fata mea. Nu că vecin sau nu știu. M-am pe frate său, ăla e cu măsa mare și asta fata asta era cu mine. Chiar dacă o lua somnul cu dumneata, când se trezea, fugea la mine în cameră. În urma cercetărilor făcute de polițiști la fața locului, zona de căutare a fost reconstituită cu ajutorul patrulei canine. Căutările au fost intensificate în punctele stabilite de autorități, fiind asistate și de un elicopter Smurd. George, rămâi, stop! George, stop! Eu zic că, din punct de vedere al intervenției canine, este un mare ajutor. Nu căutăm într-o zonă foarte mare, nu căutăm în pădure, nu căutăm la diguri, cum primisem informația, în urma cărora am pierdut câteva ore până ne-am recorectat și am refăcut zona de acoperire conform reacției cățeilor. 8 câini dresați special pentru astfel de intervenții au fost aduși la fața locului pentru a ajuta echipajele de jandarmerie și poliție, însă din păcate copilul a fost de negăsit. Polițiștii spun că vor continua căutările și fac apel către cetățeni să raporteze orice informație ar putea ajuta la găsirea fetiței. Polițiștii doljeni sunt în alertă după ce o fetiță de 2 ani și 5 luni din comuna Breasta ar fi plecat din fața locuinței sale de unde se juca. În acest moment, zeci de forțe de ordine, polițiști, jandarmi, pompieri, dar și voluntari din localitate sunt mobilizate pentru găsirea copilei. Revenind cu mesajul nostru, dacă dețineți orice informație utilă care ajută la găsirea copilei, vă rog să sunați cea mai apropiată unitate de poliție sau să apelați Serviciul Unic de Apel de Urgență 112. La momentul dispariției, copila purta un tricou galben, pantalon lungi de culoare neagră și era desculță. Aceasta are o înălțime de 100 de centimetri, o greutate de 12-14 kg, ochii căprui, părul șaten, scurt, ondulat.